am regăsit, Mihaela. Să știi că în București și astăzi va fi cald și frumos, deși dimineața e destul de rece, cu doar 2 grade în acest moment. În zona periferică a Bucureștiului, temperatura este una negativă, de minus 2 grade. Însă la amiază, meteorologii spun că va fi soare și o temperatură de 13 grade. Astăzi vremea rămâne caldă în toate zonele țării. Apar însă intensificările de vânt. De altfel, există în vigoare până la ora 22 acea atenționare de cod galben. Meteorologii spun că în zona montană înaltă, rafalele de vânt ar putea trece și de 100 de km pe oră. Iar la această oră avem în vigoare mai multe atenționări, un cod galben de ceață, valabil pentru șase județe din Moldova și estul Transilvaniei și sunt alte patru județe sub cod galben de vânt puternic, viteza la rafală undeva la 70 de kilometri pe oră. Vremea începe să se răcească de mâine, mai întâi în regiunile intracarpatice, unde precipitațiile, care acum cați sub formă de ploaie, vor fi sub formă de lapoviță și chiar ninsoare în, în zona montană. Acolo va fi și viscol, pentru că vor continua intensificările de vânt, în special pe creste. Apoi, sâmbătă, vremea se răcește inclusiv în jumătatea de sud a țării, dar acestea vor fi valorile normale pentru această perioadă, spun meteorologii. În capitală va ploua început din această noapte, pe tot parcursul zilei de mâine. Ploi sunt anunțate și sâmbătă la amiază, atunci când în București temperatura nu mai trece de 4 grade Celsius. Turiștii care vor merge în vacanța de Revelion la munte să știe că vor avea parte de ninsori. Atât de -o ca